La sfârșitul săptămânii trecute, în municipiul Alba Iulia, a avut loc premierea Laurii Pilotajului Auto and Karting ACR 2015, organizată de Automobil Clubul Român și Comisia Națională de Automobilism și Karting. La acest eveniment au fost premiate toate eforturile și meritele sportivilor de top din automobilismul și kartingul românesc. A fost un sezon foarte bine, nu pot să spun foarte ușor, dar am avut și câteva probleme, dar am trecut cu bine și acum am ajuns campion la debutanți, în 2015. Ai abia 15 ani, aștepți deja să treci pragul spre seniori? Da, abia aștept. Deja mă pregătesc de acum să învăț tehnici, câte o tehnică nouă e bine întotdeauna venită. Clubul tău a câștigat la limit competiția cu la echipe cu ACS Dumbrăvița. Cum vezi campionatul 2016? Cum o să fie rivalitatea asta? Am făcut foarte bine această rivalitate pentru că am avut foarte mult de luptat. Marius, ai reușit să câștigi ultimele două ediții de la clasa 1. Cu ce gânduri pornești la drum în 2016? Să câștigăm și pentru a treia oară consecutivă clasa 1, să ocupăm un podium național, pentru că vom participa într-un campionat național anul acesta, și un podium european, ca și acum 2 ani în campionatul european de orientare și îndemânare. Cuchetezi cu schimbare de autovehicul, cât de avansate sunt negocierile? Nu știu dacă ajunge la prima etapă, dar sperăm că de la a doua etapă încolo o să fie un nou material de concurs, foarte promițător și foarte bun. Ca dovadă incontestabilă că Timișul este în mod cert cel mai important fief al sportului auto și de karting național, cel mai numeros lot de sportivi nominalizați și toți cei premiați la această festivitate au fost din județul Timiș. 50 de sportivi și 5 echipe, printre care și ACS Dumbrăvița. Printre premianții echipei îi evidențiem pe campionii Marius Giurisic, Victor Nag, Alina Popa și Antonio Taraban. ACS Dumbrăvița a fost un actor principal și aici la Laurii Pilotajului Auto de la Alba Iulia. Ați numărat câte cupe ați dus acasă? Sincer, n-am numărat trofeele care le-am dat, în general le cam știu. Câte trofee am câștigat și am fost echipa cea mai bună. Anul trecut ați fost pe locul 2, la limită cu Sports Master Year 2012. Ce vă propuneți pentru 2016? Da, am fost la egalitate de puncte. În urma departajărilor am rămas pe locul 2, având în vedere că tocmai am făcut o nouă achiziție discutând după gala campionilor cu Sergiu Tirla, zis Gao, ca să se știe. Este noua achiziția noastră, ACS Dumbrăvița, și ne va ajuta foarte mult. Din punct de vedere al kartingului, dacă aveți noutăți, cum se dezvoltă această ramură? Nu avem noutăți. Din păcate, la karting avem niște copii care au abandonat pe parcursul anului respectiv. Chiar îmi pare rău că n-au participat nici la gala campionilor de la Timișoara, nici la cea de la Alba Iulia. S-au retras din motive financiare și sperăm să găsim alți copii care să putem să-i îndreptăm spre acest sport. După ce ați organizat gala campionilor, iată, ați venit la Alba Iulia, unde ați participat la Laurii Pilotajului Auto 2015. Câte diplome, câte cupe ați primit din punct de vedere al organizatorului? Suntem foarte bucuroși că pentru a 10-lea an consecutiv Timișul este din nou fieful sportului automobilistic românesc. Peste 50 de nominalizări, sportivi nominalizați am avut în această dupămasă la Laurii Pilotajului, premierea la nivel național. Bineînțeles, cea mai numeroasă delegație la absolut toate clasele, inclusiv feminini, juniori, copilașii de la karting. De asemenea, pentru al 8-lea an consecutiv, Comisia de Automobil și Karting este cel mai prolific organizator de competiții sportive automobiliste și de karting din România, cu peste 20 de competiții organizate, și nu în ultimul rând, colegii și
colaboratorii mei cei mai apropiați, arbitrii de Timiș, este cel mai prolific colegiu de arbitri, având peste 27 de etape de automobil și karting în anul 2015 arbitrate. Deci toate astea dovedesc încă o dată că în Timiș, în județul Timiș, sportul auto este foarte, foarte bine situat și ca dovadă căci produce pe bandă rulantă sportivi de podiumuri, campioni. Anul trecut a adus multe premiere pentru campionatul organizat de dumneavoastră. Unde o mai puteți dezvolta? Ce noutăți aduce 2016? Ca de obicei vrem să aducem, să v-am obișnuit cu surprize pe toți iubitorii sportului automobilistic și de karting. În anul 2016 vrem să dezvoltăm ceea ce am început în 2015, adică să una dintre etape să fie cu prezență internațională. Am reușit, știți foarte bine, am trecut, am avut 5 echipaje din 4 țări. Vrem să o dezvoltăm în 2016, avem un target, avem de 10 echipaje din 6 țări. De asemenea, dorim să organizăm, să revenim după ani de zile, după 15 ani, cu un gen de sport automobilistic speed on ride, deci cum ar veni liniuță mai pe românește. În paralel, avem gândit o locație în Timișoara. Știm foarte bine că acest sport face deliciul, este unul din cele mai spectaculoase genuri de sport automobilistic. Vrem să-l reiterăm în județul Timiș în acest an, în 2016, cu cel puțin o etapă de liniuță în paralel. Dumbrăvița este un pion foarte important al sportului automobilistic timișan și începând de astăzi clar și românesc, a zis foarte bine, de două ori a fost pe podium, este singura echipă care a fost de două ori pe podium în această după masă la premierea laurilor. De asemenea, nu a mai rămas doar Timișoara, suntem foarte bucuroși că nu a mai rămas doar Timișoara la nivel de echipe, a venit și DETA puternic din spate și mai pentru anul 2016 mai vrem să mai dezvoltăm încă două echipe în alte două locații, una dintre ele să fie rurală și una într-un oraș din județul Timiș. Deci să extindem cum ar veni și plaja de echipe în județul Timiș, echipe care sunt foarte bucuros că au sportivi începând cu vârsta de 6 ani și terminând cu vârsta de 40-45 de ani. Deci au tot ceea ce înseamnă viitorul sportului automobil și de karting este pregătit de fiecare echipă în parte sub tutela noastră. Am trecut, clubul nostru a împlinit 111 ani de existență, fiind înființat în 1904 și de atunci face sport automobilistic, începând cu prințul George Valentin Bibescu, care a făcut prima competiție în 22 septembrie 1904 automobilistică pe traseul București-Giurgiu și retur. Anul ăsta, 2015, a fost un an de vârf, cu rezultate mult mai bune decât în anii anteriori, în ceea ce privește competițiile auto și de karting din sistemul automobil clubului român. Cu o prezență numeroase din județele țării, din filiale, sucursalele Automobil Clubului Român, o intersecție între generații, de la generația a treia, la copiii de 5-6 ani care fac karting și de asemenea, printr-o voință extraordinară de a învinge toate dificultățile în reușita lor pentru a ajunge astăzi pe podium. Cred că fiind la 27-a ediție în 2015 și astăzi când organizăm această festivitate, a 27-a, reprezintă un pas extraordinar de important pentru ceea ce înseamnă 2016. Se anunță un an foarte bun din punct de vedere al competițiilor auto și de karting. Se anunță un an foarte bun în ceea ce privește antrenarea cât mai multor cluburi automobilistice și de karting din județele țării. Se anunță un an foarte bun în ceea ce privește calitatea competițiilor. Credem că 2016 și în 2017, când vom organiza tot la Alba Iulia această festivitate, vom putea să spunem că ceea ce am intuit astăzi s-a realizat. Vreau să vă spun că noi, Automobil Clubul Român, suntem membri în Federația Internațională a Automobilului,
cu sediul la Paris și am avut competiții cu piloți autorizați și licențiați de Federația Internațională a Automobilului mai mult decât în anii anteriori, mă refer la anul 2015. Am avut și acțiuni legate de pregătirea oficialilor, respectiv arbitrilor, a tuturor celor care înseamnă asigurarea regulilor stabilite de Federația Internațională a Automobilului în ceea ce privește protecția piloților, în ceea ce privește protecția publicului spectator, în ceea ce privește calitatea acestor competiții, care se încadrează în decenul mondial al siguranței rutiere 2011-2020, inițiat de Organizația Națiunilor Unite. Deci, în acest sens, pentru că sportul nu înseamnă doar prezența la volan și viteza pe trasee închise, înseamnă în același timp și o școală de educație rutieră, o școală de prevenire a accidentelor rutiere, o școală de promovare a civilizației europene și mondiale în România. Cum vedeți viitorul automobilistic din România? Ce ne lipsește pentru a ajunge undeva în vârf, cel puțin în Europa? Talent avem? Lipsesc sponsorii sau infrastructura? Cum vedeți problema? În primul rând, e vorba de infrastructură. Președintele Federației Internaționale ne-a atras atenția să încercăm să organizăm în spații închise sportul auto ca să prevenim orice accident rutier și să căutăm soluții ca toți cei care participă la competiții auto să dispună de mașini bine pregătite, de mașini care se rezistă la traficul rutier, se rezistă la provocările traficului nostru, care, așa cum știm, suferă din cauza arterelor de circulație care nu fac pași importanți pentru ca să ne înscriem într-un registru de modernitate în Europa, în România, așa cum de altfel merităm. Am făcut progrese în multe domenii, dar în ceea ce privește infrastructura rutieră, în ceea ce privește reducerea accidentelor rutiere în România, stăm pe ultimul loc. Adică noi ducem felinarul în ceea ce privește accidentul rutier în România. Accidentologia în general face pași timizi pentru ca țara noastră să se înscrie într-un ritm de modernitate, așa cum merită istoria noastră, așa cum istoria automobilismului, care e deja are 111 ani de când organizăm competiții, așa cum merită tineretul ăsta care vine sacrificându-și timpul liber să se manifeste într-un domeniu care este tot mai prezent astăzi în lume, începând cu Formula 1. Nu uitați că avem peste 1 miliard de automobile care circulă pe arterele de circulație din lume. Ori acest 1 miliard de automobile trebuie să aibă ctitorii lor care să promoveze protecția rutieră, să promoveze forța de a învinge obstacole, să promoveze voința de a stăpâni acest mijloc uluitor, care la începutul secolului era numit copilul minune al secolului, astăzi este cel care domină circulația pe mapamond. Așadar, secția de automobilism și karting a comunei de pe malul Behelei, condusă de consilierul local Balázs Nagy, a fost printre cele mai premiate echipe la Alba Iulia. ACS Dumbrăvița însă nu se oprește aici. Anul acesta vrea să iasă la rampă și pe plan național. Astfel, l-au cooptat în echipă pe titratul Sergiu Tirla, fiind în tratative și cu experimentatul Alexandru Crepelca. Anul 2015, pentru mine cel puțin, a fost un an foarte bogat, atât din punct de vedere competițional, cât și din punct de vedere al rezultatelor obținute. Dacă știu bine, sau ne spuneți dumneavoastră mai multe detalii, anul viitor veți reprezenta Comuna Dumbrăvița pe plan național. Despre ce e vorba mai exact? Da, cochetăm o colaborare, o unire a celor două cluburi. Rămâne să mai discutăm. Momentan nu pot să dau un răspuns, însă le-am propus o colaborare pentru
competițiile regionale, zonale sau naționale. Deci pentru cele locale încă nu pot să dau un răspuns. Campionatul de automobilist și karting Timiș a avut o nouă probă anul trecut, practic un campionat de sine stătător. Despre ce este vorba? Ai fost prins de organizatori. Da, este vorba de un campionat de drift show. L-am numit drift show deoarece a fost la început și n-am știut dacă putem să avem niște mașini pregătite pentru așa ceva și piloții să fie pregătiți pentru un concurs adevărat de drift și l-am numit un drift show. Am făcut prima dată o cupă și am rămas foarte, foarte surprinși de numărul publicului care și-au dorit așa ceva și o etapă care ne-a făcut să mergem mai departe și să facem un campionat întreg. Ai reușit să termin totuși pe locul întâi. Cum a fost concurența? Concurența a fost destul de strânsă, nu mă așteptam și de la o etapă la etapă se vedea progresul fiecărui concurent. Plus de asta, fiecare își pregătea mașina pentru de la etapă la etapă mult mai bine și anul acesta sunt convins că o să avem mașini foarte bine pregătite pentru acest campionat și piloții la fel, v-am spus, au progresat și s-a văzut asta de la etapă la etapă. Dacă ne poți declara în exclusivitate, revii în campionatul județean Timiș? Da, da. De anul acesta mi-am propus să particip și din nou în campionatul județean Timiș și o să încerc să pot să merg la toate etapele, deoarece o să doresc să merg și în campionatul național de viteză în coastă. Acum o să văd cum pot să le împart, dar în principiu cel de drift o să colaborez în continuare cu ACR-ul și cu domnul Giurisic și vom merge mai departe cu acest campionat frumos de drift și în campionatul județean, la clasa 3, voi concura la Dumbrovița Rally Team. La finalul evenimentului a fost premiat și Ladislau Marius Giurisic Firuleasa, inimosul președinte al Comisiei de Automobilism și Karting ACR Timiș.